Protestul angajaților de la Casa Județeană de Pensii Hunedoara continuă. Este a doua zi când angajații au întrerupt activitatea timp de o oră și au ieșit în fața sediului instituției din municipiul Deva cu pancarte pe care sunt inscripționate diferite mesaje adresate guvernului. În continuare ne susținem aceleași drepturi. Dorim ca să fim salarizați fără discriminare față de toate unitățile și instituțiile, de fapt, din aceeași familie ocupațională. Dorim să fie foarte corect informat publicul despre munca și implicarea angajaților noștri în a le satisface lor și în a le aduce la bun sfârșit tot ceea ce își doresc, cererile legate de munca noastră, alocarea de resurse umane și materiale, pentru că avem materiale îmbătrânite, aparatură îmbătrânită cu care lucrăm și care, pe timp ce volumul de muncă crește, nu ne mai prea ajută. Lipsa fondurilor ca să poată achiziționa altele este o altă problemă. De asemenea, vrem să ni se transmită și nouă, tuturor funcționarilor, ceea ce va însemna noua lege a salarizării funcționarilor publici. Deocamdată se vorbește de ea, dar nimeni nu știe ce se face, ce va însemna. Așteptăm să vedem și asta. Astfel de proteste au loc în toată țara. Sindicaliștii spun că protestele vor continua și în zilele următoare sub aceeași formă, întreruperea activității cu publicul timp de o oră între 10 și 11. Aceștia dau asigurări că deocamdată pensionarii nu vor fi afectați de proteste. Dacă nu li se va răspunde solicitărilor, protestatarii spun că ar putea urma chiar și o grevă generală.